Călătoria Papei Francisc în Canada pentru a-și cere scuze pentru ororile școlilor rezidențiale indigene conduse de biserici marchează o regândire radicală a moștenirii misionare a Bisericii Catolice. Papa a spus că vizita sa de o săptămână, care a început duminică, este un pelerinaj penitențial pentru a cere iertare pe pământ canadian pentru răul făcut popoarelor indigene de către misionarii catolici. Tonul de părere de rău al papei a semnalat o schimbare notabilă pentru papalitate, care a recunoscut de mult abuzurile din școlile catolice și a afirmat cu fermitate drepturile și demnitatea popoarelor indigene. El și-a cerut scuze reprezentanților triburilor de indieni, Primele Națiuni, Metis și Inuiți. Călătoria nu este ușoară pentru Papa Francisc în vârstă de 85 de ani. Papa nu mai poate merge fără asistență și folosește un scaun cu rotile și un baston din cauza problemelor de sănătate. Cel mai eficient sistem din istoria de cultivare a alimentelor, agricultura modernă, este atacată și acuzată că este una dintre cauzele majore ale schimbărilor climatice. Guvernul olandez cere fermierilor să-și reducă activitățile cu până la 95% sau trebuie să-și vândă pământul guvernului și să se confrunte cu o interdicție pe viață de la a mai face agricultură. Proteste similare au fost zilele trecute în Spania, Italia, Polonia și Australia. Fermierii din întreaga lume, care își văd munca lor atacată, au demonstrat solidaritate. Administrația Biden pregătește un pachet de măsuri care vor lovi agricultura americană, informează CBN. Dar națiunea insulară Sri Lanka servește ca o lecție de avertizare. Interzicerea de către Sri Lanka îngrășămintelor chimice în agricultură a provocat prăbușirea sectorului agricol și a economiei. Situația s-a încheiat cu proteste uriașe și cu fuga președintelui din țară. Sri Lanka trebuia să fie capul de afiș pentru agricultura ecologică modernă. Forumul Economic Mondial a postat chiar cu mândrie un articol despre succesul așteptat al Sri Lanka. Nu a fost așa. Premierul Yair Lapid l-a întâlnit pe regele iordanian Abdullah al II-lea, care l-a invitat miercuri la Palatul al-Hoseinia din Aman, într-o întâlnire descrisă de echipa lui Lapid drept lungă și caldă. Cei doi lideri au discutat despre multele oportunități de a construi pe baza acordurilor de pace, de a îmbunătăți legătura de lungă durată dintre popoarele lor și de a consolida interesele comune ale celor două țări. Aceștia au discutat despre recenta vizită a președintelui american Joe Biden în Israel și în regiune la mijlocul lunii iulie, precum și despre posibilitățile și oportunitățile pe care vizita le-a adus, inclusiv arhitectura regională. După întâlnirea lor, premierul Lapid i-a mulțumit lui Abdullah pentru primirea călduroasă și ospitalitate. Academia de Poliție din Regatul Unit a emis o nouă îndrumare care caută să redreseze echilibrul între libertatea de exprimare și protejarea membrilor vulnerabile ai societății. Potrivit noului ghid, incidentele de ură sunt cele ce conțin mesaje triviale sau iraționale sau există dovezi solide că un incident a fost motivat de ostilitate. În plus, persoanele care comentează într-o dezbatere obișnuită, de exemplu pe probleme sociale sau politice, nu ar trebui să fie penalizat pentru că cineva se simte jignit, se arată în document. Directorul Consiliului Național al Poliției, Mark Hamilton, a declarat că aceste clarificări sunt binevenite pentru că va proteja libertatea de exprimare, dar în același timp vor proteja și persoanele vulnerabile de atacuri răutăcioase. Mai multe organizații creștine au salutat acest ghid, care va oferi un cadru dezbaterilor legitime pe probleme precum ideologia transgender și orientarea sexuală.